Să trăiești în comunitatea romă și să nu-ți botezi copiii cu nume precum Esmeralda, Cain sau Sinceritatea poți fi considerat demodat. În plus și Superman, Tezaur sau Penelope sunt un mare vogă în ziua de astăzi. Jefferson, Anderson și altul mai este, deci chiar în filmul de acela de dragoste care se cheamă Romeo și Julieta, să nu ne întreacă unul în numele noi care le dăm copiilor noștri. Dumneavoastră cum vă numiți? Eu pe mine o cheamă Marian. Penelope, un film, așa este, a fost un film cu, cum să zic, că nu știu, așa am auzit și eu numele ăsta, Penelope, așa erau timpurile cum a fost dinainte. Se inspiră din religie, apoi din filme, din telenovele, ce nume muzică. Preferă Cain, Petrus, Rafael, din telenovele Esmeralda, Sinceritatea, Matrix, Antonio. Ați avut un nume mai extravagant și astăzi. Despre ce a fost vorba? Fakira. Extravaganțele părinților în materie de nume se opresc aici. După ce s-au perindat prin toată Europa, unde au dat naștere și la copii cu acte în regulă, influențele occidentale și-au pus amprenta și mai vizibil. Transcrierea unor acte de naștere întocmite pentru cetățeni români în străinătate. Prevăd prenume care sunt frecvente în țările respective, iar ca exemple am putea aminti Antonio, Roger, pentru fetițe Ana cu 2 de N înscris. Într-o lume din ce în ce mai globalizată, mai sunt încă părinți care țin la tradiție și își botează copiii cu nume de sfinți. În certificatul de naștere există nume al sfinților români, aceasta arătând că toți sunt conștienți că sfântul al cărui nume cel care se botează îl primește, îl va avea ca ocrotitor pe întreaga durată a vieții. Ne pasă sau nu, numele este un fel de etichetă pe care o porți întreaga viață. Psihologii avertizează că un nume nepotrivit îi poate influența vizibil personalitatea celui care îl poartă. Un nume mai extravagant poate crea anumite hilarități, poate genera ironii și în special în perioada copilăriei și adolescenței aceștia sunt foarte sensibili la relațiile sociale. Pot apărea complexe de inferioritate, poate fi afectată imaginea de sine și stima de sine. Ținând cont de toate acestea, este bine să vă gândiți de două ori înainte de a hotărî ce nume îi dați copilului.